dovedit a fi un bărbat în vârstă de 68 de ani, locuitor al municipiului Chișinău. Conducătorul auto este documentat conform legislației. Șoferii moldoveni vor să fie tot mai deosebiți, iar ca să iasă în evidență, aceștia își instalează plăcuțe cu numere de înmatriculare speciale formate din inițialele numelui. Lux, Boss, Chef sau Emi sunt câteva exemple cu numere de înmatriculare de acest tip. Cât și de ce sunt dispuși să plătească șoferii moldoveni pentru acestea, aflăm în continuare. Pe străzile capitalei putem vedea zilnic cum circulă mașini cu plăcuțe de înmatriculare făcute la comandă, iar de cele mai multe ori acestea sunt cu inițialele numelui celor care le conduc. Prețurile depind de combinația de cifre și litere, iar acestea încep de la 1920 de lei și pot ajunge până la 9600 de lei. Cel mai solicitat sunt numerele formate din 3 litere la solicitare și 3 cifre identice. Dar printre cele mai frecvente aș vrea să menționez Emi, Lux, combinația Boss, Chef, Vic, Vio, Rus, 3DA, 3DB, deci combinațiile cu 3 litere identice. Cetățeanul are posibilitatea să-și aleagă fie doar literele, fie literele și cifrele, fie doar cifrele. Deci avem serviciile, variază inclusiv și la preț. Printre șoferii care și-au instalat simboluri solicitate pe plăcuțele de înmatriculare este și această femeie. Ea spune că cele 3 litere de pe numărul de înmatriculare sunt inițialele prenumelui ei, al soțului, dar și numele de familie pe care îl poartă. De asemenea, șoferița mai spune că pe lângă literele personalizate, împreună cu soțul, au ales și o cifră magică. Acest număr îl avem de 3 ani. Semnificația am ales-o deoarece inițialele semnifică prenumele nostru, a soțului și al meu. 09 reprezintă data de naștere a copilului. Șoferița spune că numărul de înmatriculare la comandă nu înseamnă mai multe priorități, ci mai mult o mândrie, pentru că poartă acele simboluri cu ea oriunde și oricând. Nu am făcut acest număr la comandă, deoarece nu ne-am gândit la priorități. L-am ales deoarece soțul a venit cu ideea, eu am acceptat-o și consider că dă un aspect frumos mașinii. Consider că își merită banii. Și acest bărbat este șoferul unei mașini cu numere de înmatriculare la comandă de 3 ani. Am vrut să am un număr frumos pe mașina mea. Numărul îmi poartă norocul, inițialele, numele, nu, familia și prenumele. Ceilalți șoferi spun că numerele de înmatriculare făcute la comandă sunt prea scumpe. Cine își permite și are plăcere să le facă, de ce nu? Am o părere bună, însă consider că sunt prea scumpe pentru Moldova. Spre exemplu, în alte state europene sau chiar în România, sunt mult mai ieftine opțiuni de a-ți alege un număr la comandă. Comandarea plăcilor de înmatriculare este simplă, spun responsabilii din acest domeniu, și poate fi făcută atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice. Persoana se apropie fie la sediul central al Direcției Identificare și Matriculare în Mijloace de Transport, fie la una din secțiile de matriculare din țară, completează o astfel de cerere, cerere de prestare serviciului pentru confecționarea și eliberarea plăcilor cu numere de matriculare solicitate, se setează tipul plăcilor solicitate, auto, moto sau remorci, și respectiv numărul solicitat. Se indică data și semnătura și timp de 3 zile lucrătoare, are loc până la 3 zile lucrătoare, are loc producerea acestor numere. Precizăm că doar pe parcursul anului 2018 au fost eliberate peste 1700 de numere cu simboluri solicitate, în timp ce costul unui set cu numere obișnuite este de 480 de lei. O oază unde îți poți odihni atât mintea cât și trupul. Așa am putea descrie un restaurant-muzeu din apropierea Orheiului. Aici, pe lângă bucatele alese, vizitatorii își pot îmbogăți cunoștințele în istorie și artă, admirând colecțiile expuse în sălile acestuia. Iar ceea ce îl deosebește de un muzeu obișnuit este că ghidul are doar 8 ani. Bună ziua, vă invităm în muzeul nostru! Bună ziua! Deci, îmi arăți colecțiile? Da! Mergem! Cea mai impresionantă colecție a localului este cea de lumânări. Aceasta numără 3100 de exemplare adunate din 160 de țări. Aici putem întâlni lumânări de tot felul, de la cele sculptate manual, vechi de peste 100 de ani, până la lumânări aromate pe care le-au donat vizitatorii. Cele mai vechi exemplare sunt confecționate de familia Günther din Germania, la începutul secolului trecut. Mai multe detalii despre această minunată colecție ne va spune micul nostru ghid.
Asta este prima noastră lumânare de care s-a început colecția. Asta era cadoul bunica mea de 18 ani în urmă. Această lumânare are 96 de ani, această lumânare are 104 și asta este cea mai veche lumânare lui Günther. Ea are 120 de ani. Aceasta este făcută lunare manual de bunelul meu. Noi putem să facem de 7 ani, are 2,250 kg. Deci așa se face această lunare. Pe lângă aceasta, pe pereți mai puteți admira animale împăiate, halbe de bere din diferite țări, broderii, sticluțe muzicale, linguri germane din secolul trecut și, desigur, o impresionantă colecție de arme. Colecția de arme a restaurantului muzeu numără 217 exemplare. Printre cele mai interesante pentru vizitatori ar fi un cuțit haiducesc moldovenesc de peste 200 de ani, o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare și, nu în ultimul rând, trei cuțite prototip autentice folosite de actorul american Sylvester Stallone în filmul Rambo. Toate colecțiile din restaurantul muzeu sunt colecții ale proprietarilor, care mereu au fost pasionați de artă și tot ce e vechi. Ei și-au adunat colecțiile ani în șir, iar când acestea au început să devină prea mari, au hotărât să le expună în restaurant. Noi am încercat să mergem pe direcție puțin deosebită, adică direcția muzeului, și foarte mulți oameni sunt încântați de faptul că la noi te poți odihni nu doar cu stomacul, dar poți să te odihnești chiar și ochii și să te odihnești sufletește. În restaurantul muzeu puteți admira 15 colecții diferite care au în total peste 5.000 de exemplare. A ajuns în sala de sport pe când avea 4 anișori. Nu a îndrăgit din prima gimnastica, dar azi nu-și imaginează viața fără ea. Violeta Gulca este adolescenta care la doar 15 ani se poate mândri cu titluri internaționale. Colegii noștri de la emisiunea Bună dimineața Moldova au fost prezenți la un antrenament. Cum a fost, aflați din materialul ce urmează. Flexibilitatea, acuratețea, responsabilitatea și ambiția o definesc pe Violeta Gulca. M-am dus în sala de gimnastică la vârsta de 4 ani, de fapt nici nu aveam 4 ani. De fapt era pentru a-mi întări sănătatea, pentru că eram foarte gingașă pe, în acel timp. Însă pe parcursul timpului antrenoarea mi-a observat că am succes și iată am ajuns acum și sunt campioană republicii. Chiar dacă este foarte tânără, Violeta a reușit să viseze participarea la campionatul din țară, dar și la alte competiții de talie internațională. Cea mai importantă premiu cred că este premiul pe care l-am obținut fiind campioană republicii de câteva ori. Unele din cele mai importante premii sunt cele care le-am obținut peste hotare. E un sport dificil, care implică o serie de mișcări ce necesită forță fizică, echilibru și rezistență. Totuși, Violeta nu are de gând să renunțe vreodată la el. S-a schimbat atitudinea mea de la competiții. Când eram mai mică, emoțiile mă doborau foarte mult, însă acum emoțiile sunt un stimul pentru mine. Ele îmi demonstrează că, de fapt, unicul meu concurent sunt eu însuși. Își dedică tot timpul gimnasticii, care reprezintă pentru ea o simetrie perfectă între minte și corp. Nu doar sportul este dragostea ei cea mai mare. Tânăra face modeling și este pasionată de arta defilării pe podium. Modelingul și gimnastica deja s-au îmbinat. Am avut o prezentare în care am prezentat haine a unui designer și de asemenea am prezentat și unele elemente din gimnastică. Azi e o adolescentă cu vise și aspirații mari. Sportiva ne-a mărturisit că vrea să devină maestru în sport și să fie cunoscut numele peste mări și țări. Am un scop, vreau să devin maestru în sport. Deja nu de mult am obținut titlul de candidată a maestrului în sport. Nu de mult l-am obținut și vreau să merg mai departe până la sfârșit să obțin maestru în sport. Cu siguranță va reuși să-și îndeplinească toate scopurile, pentru că pe lângă talent, Violeta depune și un efort colosal. Doamnelor și domnilor, știrile orei 20 la Orhei TV se încheie aici. Urmăriți în continuare prognoza meteo pentru ziua de mâine, 23 ianuarie. Cu voi am fost eu, Irina Staver, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită în continuare. La revedere! Mâine, în toată țara, cerul va fi acoperit de nori, iar valorile diurne